Bobotează atât de mult așteptată după sărbătoarea nașterii Domnului și după sărbătoarea Sfântului Vasile și a anului nou, iată sosește. Noi ne-am pregătit încă din anul trecut. Am gătit sticlele de aghiazmă anul acesta, 200.000, s-au etichetat toate, credincioșii noștri au fost foarte receptivi, ne-au ajutat foarte mult. Și iată, pentru prima dată, chiar în dimineața, ziua dinainte a ajunului, s-a terminat etichetarea, acum își pregătesc forțele ca să vină la umplerea sticlelor. Iată, darurile bobotezei sunt mari, sunt bogate, sunt pline de lumină, de har, de sfințenie. Pentru că Fiul lui Dumnezeu, Cel făcut om, născut în peștera din Betleem, văzut mai ales la 12 ani în templu, când îi învăța pe cărturari și pe farisei, n-a mai fost văzut. Sărbătoarea aceasta arată pe Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, la apa Iordanului, când se arată și Sfânta Treime. De aceea se numește și arătarea Domnului această sărbătoare, pentru că vine la Iordan Fiul lui Dumnezeu, smerit, unde a venit și Ioan cu mai multă vreme în urmă și la el au venit mulțime de oameni și s-au botezat în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Toți acei erau păcătoși. Dar vine cel sfânt și drept și spune lui Ioan, am venit să mă botez. Ioan însă îi răspunde, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Cum să pună mâna robul pe stăpânul, se întreba Ioan. Eu sunt făptură, el este făcătorul. Și atunci îl lămurește și transmite și puterea de a înțelege Mântuitorul Hristos. Lasă acum, așa se cuvine nouă, ca să plinim toată dreptatea. Ce dreptate trebuia să plinească? Ca să împace pe Tatăl cu oamenii, trebuia El ca Fiu al Tatălui Ceresc, necuprins și nevăzut, a toate ținitor, păcătorul cerului și al pământului, să ia trup omenesc, suflet omenesc, slăbiciunile omenești afară de păcat, să vină înaintea Tatălui ca să aducă răscumpărarea neamului omenesc. Și când a intrat în apă și când Ioan și-a ridicat mâna să toarne apă pe creștetul lui, cerurile s-au deschis, Duhul Sfânt s-a pogorât în chip de porumbel, Tatăl a grăit din cer, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. A văzut Ioan aceasta, s-a minunat, cu intrarea sa în apele Iordanului, s-a sfințit apa și cu apa întreaga fire, pentru că el a venit din cer ca Dumnezeu, să intre în firea noastră ce slabă, păcătoasă și stricată de păcat, ca să o curățească și să o înalțe înaintea Tatălui. Aceasta e boboteaza. Începe curgerea darurilor cerești către oameni, către pământ, către toate cele ce mișură pe pământ. Începe scoaterea omenirii a întregului pământ și a întregului univers din robia păcatului și a morții.
De aceea să ne bucurăm de această sărbătoare. Cel mai scump dar de la această sărbătoare este apa sfințită. De aceea o pregătim cu atâtea jertfe și participă la această pregătire sute de oameni. Aproape 300 de oameni au venit și au etichetat cele 200.000 de sticle și în mai multe zile au venit, le-am făcut și observații să pună etichetele drept și iată o jertfă frumoasă din dragoste pentru dragostea semenilor lor. Mâine va fi iarăși o zi de jertfă mare, toate sticlele trebuie umplute și pregătite și duse în crucea ce se va forma din sticle, acolo la cazinou și unde duminică vom sfinți altă apă cu butoaiele trase de boi, de măgari și de cai, ca să participe și cele necuvântătoare. Și iată, vom sfinți apa cu care se va merge prin oraș, iar cei rânduiți vor primi sticlele de apă sfințită din ajun, pentru că numai două zile sunt pentru sfințirea aghezmei mari, ajunul bobotezei și ziua bobotezei, și această sfințenie a apei este foarte mare, o luăm din ziua de 5 din ajunul bobotezei până pe 14 ianuarie, când se încheie praznicul bobotezei. Este apa cea vie care nu se strică. Îmi spun credincioși că au apă sfințită din 2001, din 2002, pardon, de când am venit aici. Este cu adevărat al 18-lea an de când sfințim apa și o ducem la malul mării și împărțim credincioșilor sticlele cu apă sfințită și iată avem majoratul în această frumoasă și necesară misiune de a dărui oamenilor sfințenia pe care să o ducă în casa lor, să se folosească de ea, să guste din ea, să le rămână și pentru sfințenia casei și să stropească cu ea, mai ales când au un necaz sau chiar atunci când au o bucurie, să se bucure cu Dumnezeu și să se umple de darurile lui Dumnezeu. Urez tuturor să înceapă anul acesta cu nădejde, cu credință, cu bucurie, cu sănătate, să fim mai buni decât anul trecut, să fim mai preocupați de lumina sufletului și de hrana sufletului, căci sufletului trebuie să dăm rugăciune, credință, nădejde, dragoste și mereu să luăm și apă sfințită. După 14 ianuarie, începând de pe data de 15, luăm aghiazma mică, care nu trebuie să lipsească din casa niciunui creștin, luăm anafură și la pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie, luăm deslegare în Sfânta Spovedanie și continuăm sfințenia Bisericii în casa și în sufletele noastre și dăruim generațiilor următoare credința și dragostea noastră și sfințenia care, iată, vine de la Mântuitorul Hristos, de la râul Iordan, încât marea noastră devine în ziua de bobotează un Iordan imens și o sfințim și aruncăm crucile în mare ca să se sfințească marea și ne dăjduim că și anul acesta vom avea bucuria să împlinim această rânduială.